Salut, sunt Vicky. Astăzi vom instala o nouă aplicație gratuită pe care o găsim în Apple Store, cu ajutorul căreia putem accesa contul box.net. Pentru cei care nu sunt familiarizați, este un serviciu pentru web sharing, pentru partajarea fișierelor. Atunci când doriți ca fișierele dumneavoastră să poată fi accesate, să fie accesibile online, oriunde ați merge și aveți acces la internet, vă faceți un cont pe box.net, uploadați fișiere de tip doc, PDF, așa mai departe. Și în felul acesta ele pot fi accesibile de pe orice calculator care este conectat la internet. Pentru asta există și o aplicație în Apple Store care vă permite să accesați fișierele online și de pe iPhone. Deschidem Apple Store. În caseta de căutare scrie box.net. Iată aplicația, este vorba de o aplicație free. Clic pe ea. În partea dreaptă apăsăm pe free și apoi install. Aplicația se instalează. Gata. O găsim pe iPhone. Deschidem aplicația. Aici aveți două posibilități. Dacă aveți deja un cont pe box.net, alegeți I have an account, dacă nu, sign up pentru a vă face un cont. Eu am deja un cont. Introduceți username sau email-ul. Și gata, am acces la fișierele mele online. Putem verifica fișierele, aveți o listă cu opțiuni atașate fiecărui tip de fișier. Este un serviciu gratuit, excelent, foarte ușor de utilizat. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, numai bine!